Bine v-am regăsit, dragii mei! Continuăm cu știrile momentului. Nepoata Steliani Sima este în culmea fericirii. Artista ne-a vorbit în exclusivitate despre povestea de dragoste pe care o trăiește și despre cum s-a cunoscut cu actualul iubit. Așa că haideți să vedem cum au evoluat lucrurile între ei, dar și ce nu vrea să mai accepte în relația cu... Pentru cine bate inima? Bate inima, primul rând, pentru muzică. Și în al doilea rând pentru partenerul meu, pentru actualul. Aici am vrut să ajung. De cât timp sunteți împreună? Suntem împreună de aproape un an de zile și totul a început frumos și sperăm amândoi să continue la fel de frumos. Trec printr-o perioadă frumoasă, din punct de vedere profesional și sufletește. Așadar, n-am decât să mă bucur de momentele astea și de clipele astea și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce trăiesc. Cum și unde v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut la sală. Anul trecut în vară, erai tu după despărțire și mergeai la sală? Da, exact. Și m-am apucat și eu de sală. După care, ușor, ușor, după câteva luni de zile, n-am mai făcut antrenamente la sală, am făcut acasă. S-a tras antrenor personal, acum nu mai e nevoie să mergi la sală. Da, am avut antrenor, l-am tot plătit la sală, știi? Și într-un final mi-a spus că nu mai are rost să merg la sală și mi-a luat el acolo gantere, tot ce aveam nevoie și fac acasă. Și am început să fiu pasionată de sport, culmea. V-ați mutat împreună, nu? Faceți sport împreună? Nu ne-am mutat împreună, dar stăm relativ aproape. Și stăm aproape zilnic împreună. Deci nu ne-am mutat împreună încă. Ce nu mai vrei tu să aplici în această relație, făcând așa o paralelă cu fosta ta relație, pentru că ai spus că ai fost puțin dezamăgită. Ce nu mai aplici de data asta? Nu o să mai accept cu siguranță geloziile, nu o să mai accept cu siguranță să, nu știu, să, când am ceva de spus, să nu mai spun și să tac, să țin în mine. De data asta, în relația asta, clar, în momentul în care am ceva de spus, îi spun, îi transmit partenerului meu. Mătușa Steliani Sima, ce ți-a spus? Bănuiesc că l-a cunoscut până acum, nu? Nu l-a cunoscut. Nici mama, nimeni? Mama l-a cunoscut, am fost cu ea la o nuntă în Madrid și a trebuit să vină iubitul meu să ne ia de la aeroport. Deci eu i-am cunoscut lui doar tatăl și el mi-a cunoscut mie doar mama. Aole, și mătușa n-a fost curioasă să-l vadă? L-am arătat în poze. L-a văzut, deci în poze. Ceva ți-a spus? Nu? L-a văzut în poze, mi-a spus că e frumos să țin de el. Acum eu țin de el. Să țină și el de tine? Să țină și el de mine. Noi cam ținem unul de altul. V-ați făcut planuri? Deocamdată nu. Cred că, uite, dacă am învățat ceva de la el, asta am învățat. Să nu mai fac planuri pe o perioadă lungă de timp. Ne facem planuri de pe o zi pe alta. E foarte spontan și asta mi-a plăcut foarte mult la el. Te aștepți oricând să te vezi cu un inel pe deget, da? Mă aștept oricând la orice. Și cred că nici noi, până la urmă, nu ne așteptăm la ceva anume, dar cine știe cum ne va duce viața. Da. Cu muzica cum merge? Cu muzica merge bine, am început evenimentele, am tot cântat în perioada aceasta și merge foarte bine, am materiale noi în lucru, o să vin în fața oamenilor cu piese noi, cu colaborări noi și sper din suflet ca oamenilor să le placă ceea ce eu încerc să aduc în fața lor.